Bună seara, dragi prieteni și frumoasă comunitate MentorMe. Sunt Diana Coconu și vă zic din nou salutare la un nou live pe pagina noastră de Facebook. Vreau să vă spun că acest live face parte din cadrul proiectului Job Accelerator 2.0. Deja al doilea an, MentorMe ghidează și orientează tinerii în carieră. Anul acesta ne-am propus să fie un pic mai diferit ceea ce facem. Începem acest proiect cu invitarea 5 universități de acasă, care vă prezintă ofertele lor de admitere 2022. Uite că a ajuns, zicem noi, nu rândul, dar de data asta vorbim cu o altă universitate de acasă, cu o altă universitate superbă, care crește și educă tineri specialiști, dar dintr-un domeniu economic. Vreau să zic mai legat cu banii, dar e și cu banii, dar nu doar. Astăzi avem invitație pe reprezentanții de la ASEM și vreau să vă spun că Universitatea ASEM în prezent este o instituție pilon în tot ce înseamnă învățământul economic superior din Republica Moldova. Așa că vă prezint încetul cu încetul invitații mei și încep cu domnul Portărescu Serghei, pe care îl salut și zic bună seara și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Microfonul, domnul Sergiu. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara! Cu mare drag. Domnul Sergiu este conferențiar universitar, doctor în economie și responsabil al Comisiei de Admitere ASEM 2022. Continuăm șirul cu Codrean Violeta. Violeta, bună seara și mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumim pentru oportunitate. Cu mare drag să știi, Veleta este studentă la Facultatea Contabilitate, ASEM și USV. Aflăm mai târziu ce este. Tot pe această linie o salutăm și pe Mariana Podgorneac. Bună seara, Mariana, și bine ai venit! Bună seara și mă bucur mult să vă găsesc aici. Și noi suntem foarte încântați. Spunem că Mariana este studentă la Facultatea Relații Economice Internaționale ASEM, așa că am adunat o gașcă de oameni energici, plini de entuziasm, care respiră ASEM, zic eu. Așa că cunoaștem împreună mai multe despre admitere și nu doar de la acești trei invitații ai mei minunați, iar cei care ne urmăresc, nu ezitați să ne adresați întrebări în comentarii, iar eu cu mare drag le adresez aici invitațiilor mei. Am să încep cu o întrebare, zic eu, de multe ori mai emoțională. O întrebare ce strânește, cum zic, trăiri, senzații, dar care inspiră și pe alții. Ce înseamnă pentru fiecare dintre voi ASEM? Și domnul Portărescu, am să încep cu dumneavoastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ASEM? Mulțumesc. Pentru mine personal, ASEM este o bună parte din viață. În anul 1992 am depus actele, am făcut studii licență, am făcut studii doctorat și atât de mult m-am atașat de această instituție, m-am gândit că e cazul în paralel activitatea practică să o împărtăș în formă de cunoștințe și de prinderi studenților dragi. Studenții sunt forța pentru toți noi profesorii. Este motivația de bază. Și acest lucru probabil m-a făcut să mă atașez de această instituție și în ziua de azi, cu certitudine să vă spun că este cea mai bună instituție și președintele și prim-ministru, toți sunt absolvenții noștri. Și aici, fără un pic de modestie, așa? Dar dumneavoastră personal ce predați? Sunt profesor de management strategic și adoptarea deciziilor economice. Mamă, acolo ce am învățat ieri, mâine deja se schimbă. Într-adevăr, este așa. Materiile acestea trebuie să fie actualizate mereu, pentru că strategiile, în baza sa, au inovație. Trebuie să deschidem așa numite oceane albastre și studenții pasionați învață materia dată. Mă bucură mult acest lucru. Cu atât mai mult mă bucură când văd că ei implementează în practică ceea ce au învățat. Superb! Mulțumesc mult! Mariana, ce înseamnă pentru tine ASEM? Da, eu o să încerc să spun destul de simplu. ASEM este un loc fizic, dar și spiritual, unde am descoperit bazele economiei, unde am descoperit că îmi place economia și vreau să continui pe această nișă și la masterat și în viitorul meu.
profesional, unde mi-a făcut unii dintre cei mai buni prieteni, da, prietenii mei toți sunt studenți la SEM, unde am făcut cunoștință cu profesori foarte calificați, foarte profesioniști în domeniul lor și unde am înțeles că și Moldova se poate de învățat și Moldova se poate. Și încă asta bine, da? Da, se poate. Într-adevăr, studiile sunt de calitate, după părerea mea, și la standarde europene. Mulțumim mult, vezi că Mariana te-am prins la cuvânt aici. Dacă ai zis de masterat, avem martori, plus că se înregistrează, știi? Și trebuie să te ții la sigur de cuvânt. Adică masterat în domeniul economic, nu, da. Adică pe aceeași nișă. Mulțumim mult. Violeta, ce înseamnă pentru tine ASEM? Ce înseamnă pentru tine ASEM? Deja de 2 ani pot spun că sunt mândră sau chiar onorată că fac parte din marea familie ASEM, pentru că este o familie care are la bază valori bune de purtat, relații durabile, prietenii, suntem susținuți, aici ne facem o prietenie care vor dura. Mă simt ca acasă când vin la ASEM, asta se datorează și faptului că suntem mereu implicați în diferite activități și ne simțim bine în cadrul universității. Ce tare! Faceți poftă să devin și eu cumva student ASEM, da? Ok, suntem la admiterea 2022 și am să încep cu dumneavoastră, domnul Părtărescu, să ne spuneți care este perioada de admitere anul acesta, în ce termeni încadrăm? Da, am început așa cum a fost permisiunea obținută de la Ministerul Educației, 25 iunie. Și de obicei se organizează admiterea în 3 etape pentru a oferi tuturor tinerilor posibilitatea pentru a depune actele. Am avut în acest an posibilitatea de a depune actele online, adică copii PDF de pe site-ul eadmitere.ase.md, și am oferit și posibilitatea să fie aduse fizic. Turul 1 finalizează azi cu prezentarea rezultatelor intermediare. Pentru data de 4-6 august planificăm perioada de recepționare a actelor în original. Cei care se vor găsi în informația intermediară că au reușit în acest concurs pot aduce diplomele în original, vom lucra tot așa de la 9 până la 5 și pe data de 8 vom afișa deja rezultatele finale, iarăși pe pagina ASEM admiterea. Așa? Dacă vor mai rămâne careva locuri bugetare neacoperite, vom trece la turul 2. Și este și turul 3, dar puțin probabil că acolo vor mai fi locuri bugetare neacoperite, vă dați seama. Ce vreau să vă spun, că în acest an a fost o mirare pentru noi, locurile bugetare cam e un secret, sunt acoperite. Și wow, respectiv trebuie să vă grăbiți, cei care vă regăsiți în listă, să aduceți și originale. Pardon, da, spuneți. Pe 20 august finalizăm definitiv campania aceasta. Superb, așa că tinerii care ne urmăresc să se grăbească. Câte locuri aveți anul acesta? Câți studenți așteaptă ASEM pentru anul de studii 2022-2023 și mai departe? Mulțumim frumos! Academia de Studii Economice a avut multe locuri și le avem în continuare foarte multe, dar bugetare sunt 474 locuri bugetare. Dar îi putem primi pe toți. Aceste locuri sunt împărțite pentru ciclu 1, ciclu 2, adică studenții de la licență, studenții de la masterat. Avem 12 locuri pentru studenți străini pentru licență. Sunt din apropierea Republicii Moldova, care pot candida la buget, și 3 locuri pentru masterat. Capacitatea ASEM-ului este, putem primi și 2500 de persoane. Aoleu, mare! Dar câte blocuri de studii aveți? Știu că sunteți mari și frumoși, da, acolo în centrul capitalei. În campusul nostru sunt blocurile de studii A, B, C și F,
care sunt curtea SEM-ului, dar dacă luăm în considerare și Colegiul Național de Comerț, care este afiliat Academiei de Studii Economice, mai avem și acolo două blocuri. Respectiv, capacitatea de a recepționa o dată, putem în două schimburi să lucrăm cu 10.000 ușor. Dar acum ne centrăm pe calitate, oferim fiecărui student loc, posibilitatea să lucreze în salele multimedia, bibliotecă, în laboratoarele pentru merceologie. Avem restaurant unde cei de la tehnologia alimentației publice prepară bucate, ce este foarte important pentru această specialitate. Firesc, sunt multe ca mine. Acuș vorbim, da, acuș le luăm așa pe rând. Spuneți-mi, vă rog, a zis ceva de colegiu. Să înțeleg că așteptați și absolvenții claselor a noua, dacă avem un colegiu. Cu siguranță. Colegiul coordonează la direct planurile de admitere cu Ministerul Educației și acest lucru cumva este centralizat. Pentru acest an, Ministerul Educației a lansat e-admiterea pe o platformă unică pentru toate centrele de excelență și colegiile, dar și capacitatea colegiului este în jur de 2000 de persoane. Pare mi se, locurile sunt reglementate de minister, reprezentanții colegiului o știu mai exact. Wow, ce tare! Mergi la colegiu, după care mergi la SEM, la universitate. Vei așa încet ușor. Este cineva, fetelor, dintre voi absolvente a colegiului? Nu, eu nu. Ok, ați venit direct de la liceu. Da. Urmează, pentru cei care își doresc o profesie în domeniul economiei și ați absolvit recent clasele a noua, nu ezitați să aplicați la colegiu, pentru că eu sigur că aveți profesori și de la SEM care livrează pe acolo la colegiu informație, adică o să aveți un bagaj mai vast de cunoștințe. Haideți să vedem ce specialități are SEM-ul și ca să-i cunoaștem. O să încep iarăși tot cu domnul Portărescu, fetele ajung și la voi. Care sunt specialitățile pe care le lansează anul acesta ASEM pentru admitere? Mulțumesc pentru întrebare, pentru că specialitățile într-adevăr sunt variate. Firesc, majoritatea dintre ele au bază economică. Noi avem pentru ciclul 1 Facultatea Business și Administrare este cu cel mai mare număr de studenți. Este Facultatea Finanțe, este Facultatea Economie Generală și Drept, Cibernetică, Informatică, Economică și Statistică, Contabilitate și Relații Economice Internaționale. Ele sunt componente foarte importante toate și firesc, le-am numit în ordinea aceasta nu ca importanță, dar ca număr de studenți. Ele sunt foarte diferite. La fiecare facultate diversificăm în măsura posibilităților oferta educațională. În cadrul fiecarei facultăți noi avem oferte. Pentru ciclul 1, business și administrare, achiziții, tehnologia alimentației publice, apropo, este ceva foarte important, marketing și logistică, avem servicii hoteliere și turism și agriment. În cadrul acestei facultăți mai este și specialitatea de comerț. La altă facultate, finanțe, oferta pentru licență este finanțele întreprinderii. La facultatea contabilitate avem contabilitatea, pregătirea nivelul 1 și se diversifică puternic programele de masterat. La relații economice internaționale avem economie mondială și relații economice internaționale la ciclu 1 și iarăși o diversificare în ciclu 2. Pentru Facultatea Economie Generală și Drept avem pregătirea juriștilor, dar cu aspecte economice. Și la ciclu 1 avem drept, dar la ciclu 2 avem drept financiar fiscal, avem drept vamal, dreptul afacerii, drept economic și așa mai departe, în funcție de necesitățile economiei naționale.
și firesc și specialitățile viitorului care sunt legate de utilizarea tehnologiilor informaționale. Aici avem și cibernetică, informatică economică, informatică aplicată. Apropo, cred că merită atenție și învățământul dual, o noutate pentru învățământ superior la ziua de azi. Tehnologia informației, securitatea informației. Adică este o ofertă foarte, foarte mare. La masterat sunt 32 de programe ofertă. Nu știu dacă e cazul să le nominalizez, dar sunt cele care le-am spus, ele se desfășoară și se adâncesc pe domenii. Superb! Ați spus învățământ dual. Ne puteți da un pic din casă să ne ziceți ce este? Da, învățământul dual este o ofertă nouă care se bazează pe un principiu deosebit. Acest principiu presupune activitatea studentului în cadrul Academiei de Studii Economice, dar și în cadrul instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor parteneri. Proporția pentru activități este 40% în cadrul organizațiilor, adică în fiecare întreprindere, organizație, partener este o persoană responsabilă care îl ghidează pe student să vadă și în practică ceea ce învață în teorie la ASEM. Tot este cu internship-uri. Doar motivația frumoasă pentru studenți este că în cadrul acestui program se presupune și salarizarea. Vă dați bine seama că salariul este poate un pic mai modest, pentru că studenții din necunoaștere de la început nu prea multe valoare aduc întreprinderii parteneri, dar acest lucru oricum este motivant. Foarte tare! Mulțumesc mult! Violeta, să revin la tine. Zi-mi, te rog, tu ești studentă la Facultatea de Contabilitate. De ce ai ales contabilitatea? Eu am făcut contabilitate și la colegiu și am decis că vreau să continui această cale, pentru că mi este un interesant domeniul. Mi-a plăcut cifrele și îmi place că contabilitatea este ceva exact. Ai primit situația, oferi răspunsul. Cred că urmează la masterat tot să urmez pe această cale. Deja să fie studii superioare complete și un contabil experimentat să fiu. Succes! Zi-mi, te rog, în descrierea ta era studenta STEM și USV. Ce înseamnă asta? Spune-ne și nouă. Da, USV este prescurtat, cum ar fi ASEM. Este vorba despre Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și aici vorbim despre programele de diplome duble, la care ASEM are programe de diplome duble atât pentru licență cât și pentru masterat. Eu am aflat despre această oportunitate în perioada admiterii. Era informația atât online cât și când am venit fizic în campus, era doamna prodecan și mi-a povestit materialele de ce înseamnă această diplomă dublă. Inițial, nu am specificat nimic, ulterior, doamna decană ne-a dat mai multe detalii și ne-a spus cine are posibilitate să beneficieze de această diplomă dublă. Este vorba despre medii, studenții cu cele mai bune medii au această posibilitate. Și în dependență de acorduri, deoarece avem mai multe care au programe de diplomă. Deja urmează să facem mobilități mai scurte sau mobilități de chiar un an întreg. Aceasta este specifică specialității de economie mondială și relații economice internaționale. Ei au posibilitate să plece un an. Violeta, îmi cer scuze că te întrerup. Da, te auzim întrerupt și vrem să înțelegem numai. Eu aud întrerupt. Ok. Ok. Vezi dacă poți să rezolv cu internetul sau ceva, dar noi revenim. Scuze, nu știu. Da, am observat și eu acum, nu nimic, se mai întâmplă. Suntem cu maniera asta digitală, patru oameni din patru colțuri diferite, dar totodată împreună.
și internetul nu mai dă și bătaie de cap. Mariana, ia zi-mi tu, ești studentă în anul 2, da? Da, am finalizat anul 2, da. Așa, studentă în Facultatea de Relații Internaționale. Da, da, da. De ce ai ales această facultate? Da, știți că după clasa 12 asta, doream să aleg între finanțe și bănci, RI și business și administrare. Până la final, factorul decisiv a fost faptul că 90% din toate cursurile se predau în limba engleză, la un nivel foarte avansat și, într-adevăr, asta și m-a surprins anume la această facultate. Deci, nivelul de engleză a profesorilor și, de fapt, și a cursurilor pe care noi le facem, este de unul destul de avansat și mai mult pentru că mi-a plăcut anume acest factor, dar și am și analizat cursurile pe care urmează să le studiem. Mi-a plăcut, e vorba de comerț exterior, importuri, serviciu vamal, fluxuri investiționale internaționale, deci toate aceste discipline cumva mi s-au părut interesante, deși nu știam despre ce sunt de fapt, dar mi s-au părut foarte interesante și într-adevăr sunt. Înveți acum în limba engleză? Da, da, full English. Wow, succes! Mă și mai mir cum ne mai înțelegi în română, știi? Ok. Nu, așa, da. E foarte benefic. Apropo, am și făcut o mobilitate academică acum în Germania și la fel am studiat în engleză și nu am avut nicio barieră lingvistică în înțelegerea profesorilor sau nu știu. Practic, ceea ce învățăm este foarte corelat cu ceea ce se face și în SUA și în alte țări europene, da? Practic, pentru că cursurile, dacă sunt în limba engleză, sunt universale. Asta e ideea și asta e beneficiul pe care l-am văzut eu. Foarte tare. Succes, revenim acum și la programele unde am mai participat. Da. Domnul Părtărescu, ia spuneți-ne acum în câte limbi se învață acolo. Am înțeles acum română, sigur. Engleză am auzit de la Marina. În ce limbă se mai învață? Da, toate programele sunt pregătite în funcție de cerere pe care o avem. Și în ziua de azi avem grupele care învață în română, cu siguranță. Este posibilitate și cei care vor să învețe în limba rusă. În cazul când se formează grupul, pregătim special profesorii, programele și așa mai departe. Ce înseamnă când se formează grupul? Adică trebuie să fie un număr minim necesar. Da? Dar nu totdeauna cu regret se formează. De la 15 persoane începem a forma grupurile. Român-englez și român-francez. Aceste român-englez și român-francez, martor este și Marina, ce ar însemna? Puține discipline se învață în română și mai multe în engleză. La unele specialități, unde volumul de comunicare, timpul de comunicare, volumul de comunicare este mare, se mai eliberează și o diplomă de interpret. Ce tare! Da, acest lucru este important. Frumos! Într-adevăr, cum spunea Marina, vorbim despre o șansă și o oportunitate de a învăța într-o limbă străină, ca mai târziu să nu avem bariere când mergem în alte țări. Dacă vorbim despre contracte, pentru că avem și buget, cât ar fi bursa, dacă ați putea să ne spuneți la SEM? Probabil bursa o știu mai bine fetele, care este, cu siguranță am uitat. Eu primeam contracte... bursa de 100 de lei. Primeați, da, pe vremea aceea știți cum era. Dar cât costă acum un contract la SEM? Sau care sunt... Dar... Referitor la contracte, dacă vorbim despre cele care sunt acum aprobate, pentru ciclu 1, noi avem prețurile care variază de la 9.000 până la 9.950 frecvență la zi. Așa? Pentru cei de la frecvență redusă este un pic mai puțin, 8.500. Și dacă vorbim despre masterat,
Atunci, acolo la toate programele de studii, 11.500 este anul pentru secția zi. Avem, apropo, și frecvență redusă la masterat. Prețul este 9.000 și modalitatea de organizare a studiilor este exact așa pe sesiuni. De 3 ori pe an vin studenții, un anumit număr de zile. Lucrul individual este mai mult, da? Adică contactul direct este mai puțin, dar lucrul individual mai mult. Ok, mulțumesc mult. Fetele, cine îmi spune cât este bursa la ASEM și cum figurează ea? Valeta. În urma majorării, categoria 1 era 1010 lei, categoria 2 865 de lei și categoria 3 790 de lei. Wow, ce tare! Super. Deja sunt și burse sociale. Diferite programe de burse la care noi depunem dosare și avem șansă să le câștigăm. Și minunat. Avem o mie de lei sunt bani. Și de, dacă înveți bine și ai rezultate bune, câștigi acești bani. Vreau să vă reamintesc celor care ne urmăresc că acest live face parte din cadrul proiectului Job Accelerator 2.0, proiect care și-a lansat deja înscrierea. Vorbim despre orientare în carieră și ghidare profesională a tinerilor de acasă cu mentori buni și experți în ceea ce fac ei. Avem cursuri gratuite pe platforma noastră, iar cei care își doresc să participe și să facă parte din acest proiect n-au decât să acceseze linkul pe care îl găsesc pe pagina noastră și gratuit prin aplicare, beneficiați de cursuri de la cei mai buni speaker pe care îi avem noi acum aici pe acasă. Revenim la admiterea 2022 ASEAM. Am aflat despre facultăți. Sunt foarte curioasă care sunt cele... Da, domnul Părtărescu. Dacă îmi permiteți, referitor la bursă. Și se referă nu doar la ASEAM. Am urmărit și, apropo, e o emisiune foarte bună. Am urmărit și celelalte ediții. Bursa este un element de motivație. Dumneavoastră, indiferent la care universitate intrați la loc bugetar, trece un an, se analizează rezultatele sesiunilor și locurile acestea bugetare se le revăd. Adică persoana la oricare instituție, inclusiv la ASEM, persoana care a intrat la loc bugetar anul acesta nu are nicio garanție că va avea loc bugetar și anul viitor. Trebuie să depună efort, să primească bursă, să ducă la învățământ dual, să mai primească și salariu și să merite și pentru viitor. Wow, ce tare! Cu mare drag, eu nu știam de asta și pentru mine a fost așa o chestie de motivare super tare. Studentul e motivat și zic eu, îi ține mintea trează, știi? Nu te lasă să te lași așa că stau eu 3 ani la buget, nu. Pentru că mai târziu vin totalurile și se numără rezultatele și bobocii și poți foarte ușor pierde acest loc la buget. Felicitări pentru această idee și chiar mă bucur, e o chestie tare bună. Mă bucur că eu când am învățat n-am avut-o. Nu, e așa o chestie, dar oricum bravo, eu sunt sigură că studenții sunt silitori și depun efort pentru a-și menține această bursă, că e păcat să pierzi locul acesta. Vorbim iarăși despre admitere și sunt foarte curioasă care sunt cele mai solicitate facultăți sau cele mai solicitate domenii în care aplică studenții. Domnul Părtărescu. Eu sunt pus într-o situație așa mai dificilă, dacă îmi formulați întrebarea, pentru că fac concurență între specialitățile din interiorul Academiei de Studii Economice. Bine, dacă este totuși întrebarea, vă spun că locurile bugetare, ceea ce este preferința statului și statul are o careva intenții pentru dezvoltarea economiei, le observăm preponderent oferite pentru tehnologii informaționale, securitate informațională, informatică economică aplicată și la tehnologia și managementul alimentației publice.
Probabil aici statul simte necesitatea să pregătim mai mulți specialiști și încurajează pe oameni să depună la aceste specialități. Vreau să vă spun că azi am făcut careva rezultate totaluri și am văzut că media de concurs este mai sus de nota 8, ceea ce ne bucură. Asta înseamnă că au venit să pretindă pentru aceste locuri studenți care au făcut carte pe parcursul anilor de licei sau colegiu. Și respectiv, dacă e statistică, dar statistica este, să spunem așa, o informație cum este, da? De obicei, oamenii, abiturienții se văd businessmen și ei aleg business și administrare. Ei vor să vândă, să fie oameni de succes. Aleg marketing și logistică. Cine nu visează la bani? Și aici este finanță și bănci. Mai mult de popularitate se bucură pentru studenți specialitățile date. Dar să vă spun, din urmăririle pe care le am, absolvenții de la achiziții, absolvenții de la tehnologii de preparare a bucatelor, tehnologii informaționale, se descurcă foarte bine în viață și își găsesc joburi sau își fac afaceri care le asigură viitorul total. Minunat. Spuneți-ne mai mult despre această specialitate în alimentație. Spuneți că aveți propriul restaurant unde pot să activeze studenții sau pot să facă practică. Da, poate ar fi mai ușor să-și imagineze persoanele care știu unde se află Academia de Studii Economice și Curtea de Apel. În aripa aceea este spațiu dotat pentru sală de preparare și sală de deservire. Aceste săli sunt pregătite în următorul fel. Sunt 6 cuptoare moderne în care studenții învață să pregătească pentru 10 de oameni concomitent. Dacă ne-am imaginat că avem un eveniment cu 100 de oameni, capacitatea tehnologică a acestui laborator ne permite să pregătim mâncare pentru 100 de oameni concomitent. Aici lucrează și specialiști foarte buni, apropo, care sunt merceologi în domeniu. Și în paralel este o sală în care studenții învață de la detalii foarte importante, unde trebuie să stea cuțitul, unde trebuie să stea farfuria, de care furculiță să fie cu 3 sau cu 4 dinți și așa mai departe, amenajarea, un cămin improvizat, atmosferă și așa mai departe. Firesc, așa absolvenți cu siguranță sunt competitivi. Ba mai mult, au participat și la concurs internațional, se bucură de vizite a bucătarilor șefi din Italia, care își împărtășe cu drag experiența și îi văd la o distanță foarte aproape. Adică chiar au ce învăța. Minunat. Succes, le zic celor din domeniu, și nu doar celor din domeniul alimentației, dar dau seama și acolo, nu neapărat se vede rezultatele în 3-4 ani după curs, dar se vede azi, aici și acum, știți, dacă a fost livrată informația, trebuie să și pui în practică foarte rapid. Nu știam de această facultate, sinceră să fiu, dar chiar de asta și mi-am prezentat interesul, ca lumea să cunoască că găsește la dumneavoastră această facultate și pot aplica. Pentru că domeniul Horeca este un domeniu foarte cotat, e unul dintre cele mai plătite acum pe piața din Republica Moldova și nu doar. Și atunci când știi bine și ai o bază minunată pe care poate să-ți ofere ASEM, nu ezitați să aplicați tineri, viitori bucătari sau ce doriți voi în managementul alimentației. Admiterea. Am vorbit despre specialități, am vorbit despre burse. Haideți să vedem care sunt facilitățile oferite de către ASEM studenților. Marina? Evident că sunt foarte multe facilități pe care ASEM le oferă studenților. Eu o să vorbesc de fapt despre o facilitate la care am participat eu. Da, da. Deci eu în octombrie am aplicat la bursa Erasmus Plus, da, pentru a face un semestru de schimb, un semestru academic de schimb în Germania, la Universitatea de Științe Aplicate din Ludwigshafen. În martie am plecat și în iulie m-am întors, da. Și da,
A fost, spun eu, o experiență care a schimbat destul de mult în viața mea și adică vorbesc mai mult despre dezvoltarea personală, da. Foarte multe lucruri în viața care eu gândesc. Da, ce înseamnă pentru cei care nu știu, viitorii studenți Erasmus Plus? Da, Erasmus Plus este un program european din domeniul educației, instruirii, tineretului și sportului. Și Erasmus Plus oferă burse studenților cu medii relativ înalte, da? Nu spun începând cu ce medii, deoarece este un concurs, da, de selecție. Oferă posibilitatea studierii a unui semestru întreg sau chiar a unei săptămâni, adică sunt mai multe programe, da, în cadrul același program, dar ar putea studia o săptămână sau un semestru întreg sau chiar un an întreg într-o universitate dintr-o țară străină. Tu alegi unde? Alegi, da, dar alegi într-o listă prestabilită, da, adică noi putea să alegi din 100 de universități, ai poate, nu știu, câteva universități care au încheiate acorduri de parteneriat cu ASEM și în care noi am putea aplica. Super. Ai revenit acasă, a fost doar din Moldova? Încă o dată, întrebarea? Când ai revenit, bine ai revenit acasă, dar ți-a fost doar din Republica Moldova. Mă scuzați, încă o dată spuneți întrebarea. Fost doar de Republica Moldova? Dacă mi-a fost doar, mă. Aș spune sincer că nu prea mi-a fost dor, sau poate nu am reușit încă să fie dor. Aproape 5 luni am stat. Nu am reușit să fie dor. Însă am înțeles acolo că practic fiecare, știți cum, majoritatea tinerilor au tendința asta de a pleca peste hotare, crezând că acolo este un viitor mai bun sau își putea să-și facă oarecum corect. Doar că tot timpul să ai acest sentiment că nu ai putea ajunge la același nivel, la fel cum ai putea face acasă, da? Cum ești străin acolo, știi? Și asta tot timpul am avut așa un sentiment că cât de mult aș munci, oricum mai sus de un nivel mediu nu am cum să mă ridic și parcă vreau să vin în Moldova să fac ceva. Adică aș vrea să acumulez o anumită experiență în munca peste hotare, studii peste hotare, dar să revin acasă. Super, Marina, felicitări pentru decizie. Într-adevăr, trebuie să contribuim frumos la tot ceea ce înseamnă Republica Moldova, da. Și să mergem, să culegem experiență și să revenim. Da, da. Exact. Acest program, o să mă scuzi un pic, acest program are ca scop acumularea experienței într-o universitate străină, dar de fapt și într-o cultură dintr-o țară străină și aplicarea acestora acasă. De fapt, și programul Erasmus Plus are ca scop prevenirea studenților acasă. Da. Superb! Mersi! Violeta, la fel beneficiești tu de acest program de studii duble și aici și în afară? Unul din beneficii. Ce beneficii mai oferă ASEM-ul? Știu că ești la Senatul Studențesc. Da, studenții noștri au mai multe oportunități dacă ar dori să se implice. În primul rând, se putea în consilii de cadru. Mai da, internetul tău ne dă bătăi de cap astăzi. Ne provoacă, încearcă poate schimb ceva, nu știu, poziția cumva. Domnul, pentru că pierdem informații valoroase. Domnul Portărescu. Ideea care e că se face un ecou. Nu e vorba de internet, e vorba de ecou. Sunt dispozitive electronice în camere duble, adică căști sau ceva. Asta se întâmplă la multe lecții din pandemie, am observat. Cu experiența deja cu pandemia asta, vreau să zic, ne-am făcut și în IT experți. Dar să încercăm așa, când Violeta vorbește, Diana, poate dumneavoastră tot închideți microfonul, să vedem, poate merge mai bine. Hai să facem așa. Ok. Violeta, ai cuvântul. Da, spuneam că studenții au mai multe posibilități. Trebuie să implica în Consiliul Studențesc al facultății din care fac parte. Tot nu mă aud, da? Da.
Din păcate nu. Și știu că ai de spus ceva foarte valoros. Domnul Părtărescu. Violeta, dacă îmi permiți, eu stau acum pentru că am amenajat sala unde este și Senatul Studințesc, Sindicatele Studințești. În fiecare zi comunic și cu Violeta pentru că e implicată ca voluntar în activitățile de admitere. Așa, și vreau să asigur toți studenții că au posibilitatea să se manifeste cum doresc. Avem regulament pentru voluntariat, implicarea studenților la maxim în toate activitățile dorite și cred eu că ASEM-ul se deosebește printr-un lucru interesant în viața asociativă. Diana, dacă se poate pune în chat un link, pentru că noi avem corala care se numește Cantabile. Și aceste fete ne cântă de fiecare dată la anumite solemnități, când este deschiderea oficială a anului de studiu. Noi avem echipe sportive și în aceste echipe sportive se implică atât studenți care sunt sportivi de performanță, dar noi avem posibilitate și profesorii să facem competiții între facultăți, jucăm volei, șah, dame, firesc. E o familie unde participă cu toții, cu cele mai frumoase emoții și luptă pentru întâietate. Plus la toate TVC-uri, plus TVC, plus este club de discuții, dezbateri. Foarte mult. Mai avem și zi, te rog. Vrem să întreb, acum aud mai bine? Spuneam că studenții se pot implica în Senat Studențesc al ASEM sau în Comitetul Sindical al Studenților și Masteranților al ASEM. Noi avem drept scop să creăm comunități de tineri proactiv, fiind în calitate de organizații de autoguvernare studențească. Noi însăși sunt evenimente organizate de studenți pentru studenți. Eu, în calitate de șef de departament proiecte și activități de formare profesională, împreună cu echipa, încercăm să cercetăm ce anume i-ar interesa pe tineri. Astfel, noi organizăm diferite traininguri unde invităm speakeri, facem workshop-uri, webinare, concursuri de inteligență și frumusețe, Miss ASEM, popularul concurs. Anul acesta, în premieră, am făcut concurs interuniversitar de stand-up, care am văzut că a fost pe placul tinerilor și am primit solicitări să-l organizăm și anul viitor. Bineînțeles că facem și acte de caritate pentru familii, pentru seniori, pentru prietenii noștri patrupezi. Încercăm să implicăm tinerii în evenimente care i-ar forma și altfel, fiindcă universitatea nu ne oferă doar o pregătire profesională, dar trebuie să fim pregătiți și pentru viață, să ne învățăm să interacționăm împreună, să ne facem prieteni, să ne facem acele relații despre care am spus. Trebuie doar dorință și în interiorul acestor organizații noi facem niște legături mai strânse și astfel avem o viață studențească mult mai colorată și mai frumoasă. Wow! Ce bine că ți-a revenit conexiunea, pentru că într-adevăr ai spus ceva de valoare. Foarte multe activități. Mamă, mai reușiți și învățați printre toate astea, da? Da, studentul activ reușește tot. Super! Dragi absolvenți, uitați-vă câte oportunități oferă ASEM. Auzisem despre faimosul vostru club de dezbateri și chiar o invitație, da, cineva te conectează. Dar neapărat acum mi-a trezit și mai tare curiozitatea, abia aștept să-l cunosc și eu și să văd ce faceți acolo. Felicitări pentru implicare și felicitări pentru tinerii studenți. Avem aici câteva comentarii și cineva ne-a spus că sunt foarte multe oportunități, nevoie de dorință și voință. Într-adevăr, oamenii buni care își doresc să facă rezultate, se implică în toate. Cineva aici, Violeta, te-a lăudat, a spus că ești un model de student perfect. Ne avem două exemplare aici de ASEM. Eu sunt sigur că sunt mult mai mulți studenți buni la ASEM, dar cu mare greu v-au selectat pe voi. Domnul Părtărescu, așa, o curiozitate acum. Cunoașteți câți studenți aveți acum în universitate, ca volum?
Da, cu siguranță cunoaștem, urmărim, în special atunci când avem perioada de admitere, așa, pentru că noi îi petrecem cu încredere pe cei care au finalizat studiile în iunie și suntem dornici să primim în familia noastră pe cei care vor veni. Plus minus pleacă și vin acum câte 2000 de studenți. În familia actuală ASEM, fără absolvenți, dar toți sunt membri a familiei ASEM, fără absolvenți, noi suntem sub 7000 de studenți. Da? E vorba și masterat, e vorba și licență, și doctorat. Apropo, avem școli doctorale pentru cei care au interese de cercetare. Super. Așa că am fi bucuroși să fie și mai mare familia noastră. Da, aveți oportunități multe și mulți sunteți și vă doresc doar succese. Haideți să vedem un pic despre cazarea studenților. Ei acum vin, trebuie să cazăm undeva această cantitate mare de aplicanți. Unde îi cazează ASEM-ul pe studenți? Nu știu dacă fetele stau la cămin, probabil această întrebare tot mi se adresează. Respectiv, avem 6 cămine în cadrul Academiei de Studii Economice și în 4 cămine care sunt în regiunea Rășcani. Acelea găzduiesc căminul 1, 2, 3, 4, sunt campusurile aproape, pe strada Florilor. Capacitatea acolo este suficientă pentru toți doritorii. Ca să vă spun, în ASEM sunt și studenți care vin din alte localități, dar sunt și foarte mulți care sunt din Chișinău. Noi, la momentul actual, satisfacem cererea de doritori de cămini la 100%. Toți care au nevoie sunt cazați. Mai sunt și cămine, un cămin este aproape lângă complexul sportiv. Apropo, avem un complex sportiv funcțional și unul este în construcție, care este mai aproape de Colegiul Național de Comerț. Și capacitatea ne permite să-i luăm pe toți, să le oferim la toți cămin. Camerele sunt îngrijite de fiecare dată, pe vară, se face sau curățenie generală, înnoirea mobilierului în măsura posibilităților. Clar că nu sunt hotele de 5 stele, firesc, dar suntem conștienți că persoana care vine să studieze, să dispună de minim necesar de condiții să poate învăța, să nu să se sustragă. Costa, cunoașteți care este? Prețurile, da, prețurile sunt, este o diferență. Noi avem prețuri pentru cei de la licență, 3100 pe an, plus minus, noi vom corecta aceste prețuri pentru anul dat, dar facilitatea pentru studenții de la masterat frecvență redusă este mai mică. Ei achită circa 7000 de lei pe an. Asta e legat de întreținerea spațiilor, costurile comunale, prețurile la căldură, energie electrică, apă. Adică aici suntem non-profit. Pot achita în rate? Siguranță, cu siguranță pot achita în rate și chiar le recomandăm să facă acest lucru. Două rate tradițional. Dacă vorbim despre contract, cum mi-a scăpat să vă întreb, la fel se poate achita în rate? Cu siguranță și contractele se achită în rate. ASEM este o instituție cu responsabilitate socială, mă repet, dar lucrul acesta ne deosebește. Și noi oferim toate posibilitățile. Mersi mult. Ce acte sunt necesare pentru admitere anul acesta? Violeta era implicată în informare, dar cred că răspund eu că sunt cu microfonul pornit. Haideți, da, Violeta. Mă audă bine, da? Deja pretezez. La fel, precum și anul trecut și anul acesta, m-am implicat în voluntar în comisia de admitere. Îmi doresc să ajut și pe alții și... Nu, nu te auzi. Nu te auzi. Da, domnul.
Violeta, fii sigură, sar în ajutor oricând, așa cum se face în marea familie ASEAN. Noi ne ajutăm unul de alții. Respectiv, este setul de acte obligatorii. Buletinul de identitate se prezintă, dar se lasă copia buletinului, diploma de studii, dacă e bacalaureat sau colegiu, care se lasă în original, în oricare instituție de învățământ, odată cu admiterea, se va lăsa originalul. Pentru dosar e nevoie de poze. La licență avem nevoie de 4 poze, la ciclu 2 masterat luăm câte 2 poze. Și pentru flăcăi mai solicităm carnetul, livretul militar sau adeverința de recrut. Dar este și setul de acte suplimentare, ele sunt deja de la caz la caz. Firesc, ca o instituție responsabilă social, atragem o mare atenție copiilor care sunt orfani, celor care sunt cu un părinte, dacă sunt familii cu mai mulți copii. Și evident, actele confirmatoare, confirmative trebuie să fie aduse, da? Dacă e, nu dă Doamne, grad de dizabilitate a părinților, a copiilor, toate se aduc, pentru că aceste acte pe urmă vor fi folosite și la oferirea diplomilor sociale, despre care a vorbit Violeta, că avem și diplome sociale și posibilitatea de a analiza, să spunem așa, achitarea de la caz la caz. Superb! Nu avem decât să ne strângem pachetul de acte și să aplicăm la ceea ce înseamnă SEM. Dar de ce trebuie să aplicăm la SEM? O să ne răspundă la fel în continuare invitații noștri. Ador provocările și întrebările astea așa mai cu imbold. Marina, te-am lăsat cam prea mult să nu ne zici nimic. De ce trebuie să aplice viitorii sau actualii absolvenți la SEM? Eu o să recomand studenților, de fapt studenților, mă refer la abiturienți, recomand abiturienților care sunt interesați de domeniul economic sau IT să aplice la ASEM, deoarece ASEM deține întâietate pe această nișă în Republica Moldova, deoarece ASEM este o universitate destul de modernă, angajată în viitor și se adaptează permanent la schimbările de pe piața muncii, deoarece ar putea învăța într-o limbă străină, nu neapărat română, rusă, franceză sau engleză, la fel este un avantaj, deoarece ar putea să efectueze practica de producție în instituții publice, în diferite companii din țară, cu capital străin sau cu capital local. Deci sunt foarte multe avantaje care sunt ca argumente de ce aș recomanda SEM. Mulțumesc mult, Marina. Violeta. Vreau să spun că tot trebuie să ținem cont de domeniul care noi ne dorim. Evident că dacă dorim studii economice, evident că o să venim la ASEAN, că este cea mai bună instituție în acest sens. Dovada este și învățământul dual, care este o noutate anul acesta, este faptul că ASEAM și dă interesul și încearcă an de an să își îmbunătățească procesul de studii și să devină cea mai bună pe această latură, pe domeniul economic la nivel național și internațional, de ce nu? Pentru că avem mulți absolvenți care se desfășoară activitatea peste învățare. Ce fac bine? Super, mersi mult. Fetelor, voi sunteți. Avem noi astăzi un pic cu tehnica. Violeta, încerci să conectezi microfonul? Mă aud de două ori și e dificil. Nu destul cât mă aud aici în fiecare zi și vorbesc, dar încă și de două ori. Doream să zic, fetelor, sunteți scaldate aici de către facultățile voastre în laude, ceea ce e foarte frumos. Și dacă vă laudă, înseamnă că aveți și performanță. Felicitări pentru ceea ce faceți. Și îmi dau seama că rezultatul muncii este și al vostru. Dar mare parte a profesorilor care stau acolo în capul
catedrei și nu doar și în conducerea SEM-ului și care se gândesc an de an cum să îmbunătățească ceea ce înseamnă studii în cadrul acestei minunate universități. Domnul Părtărescu, ce înseamnă să fii profesor la SEM? Profesor, să fii la SEM este foarte simplu, dar nu oricărui îi reușește. Să vedeți că îmi amintesc la catedră, așa spuneam noi, la catedră am rămas câțiva să facem tezele de doctorat. Și respectiv profesor la SEM înseamnă dedicație, înseamnă să-ți iubești meseria, înseamnă să ai răbdare, să asculți întrebările. Când e cazul să-i motivezi un pic și cu niște imbolduri așa pe studenți să pună mâna pe carte, acest lucru tot este important, dar cel mai important e să le creezi condiții ca ei să se simtă ca în mediul de afaceri. Deseori se întâmplă și am practicat și eu, pentru că au practicat profesorii mei tot aici în ASEM. Mi s-au creat condiții dure pentru a se ține un examen și eu mi-am dat seama că concurența în mediul de afaceri este dură. Și respectiv, noi încercăm și metode de acestea. Nu fiecare profesor exersează, dar sunt cazuri. Plus la toate, le putem recomanda să vină să-și deschidă afacerile în incubatoarele ASEM. Un link din permisiunea dumneavoastră l-am pus pe chat, pentru că acolo este referință la incubatorul ASEM Tilda. Și aici tinerii ar putea să vadă în ce măsură se descurcă în afaceri. Se atrag multe proiecte, inclusiv de finanțare, ghidăm la elaborarea planurilor de afaceri. Este FinTech Hub pentru cei care învață tehnologii în finanțe. Și nouă profesorilor ne vine foarte ușor să lucrăm când totul este asigurat. Plus la toate, platforma Moodle, pe care fiecare student poate să susțină examenul, clar, la profesorii care acest lucru îl practică. Poștă corporativă, posibilitatea de a comunica și la catedră. Asta este ceea ce este viața de profesor în ASEM. Minunat. Când vorbeam despre profesori, am primit aici un comentariu și nu pot să nu-l pun. ASEM, într-adevăr, este cea mai bună universitate. Vă salut, stimații mei profesori, de la Alex Iosib, probabil absolvent ASEM și mândru de ceea ce spune și ceea ce a învățat aici în cadrul Universității ASEM. Recunoscători la toți care au fost astăzi în live, vă mulțumim doamna Oxana că ne-ați urmărit și de aici doamna Oxana din spate vă comenta ceea ce spune și tot vă lăuda de fiecare dată. Vă doresc doar succes în ceea ce înseamnă admitere 2022, dar eu deja sunt sigură că ați atins marea majoritate a succesului. Dar pe final aș vrea un îndemn sau un mesaj pentru cei care au absolvit anul acesta. Și am să merg cu Marina. Da, într-adevăr eu inițial mă gândeam să dau așa un sfat pe care, de fapt, aș fi vrut să-l aud eu atunci când am aplicat la facultate. Și destul de simplu. Alegeți-vă o carieră după acest criteriu. Adică, important, cea mai important este să vă placă ceea ce faceți. Nu alegeți, în primul rând, după criteriul dacă sunt salariile suficiente în domeniul respectiv sau dacă este cele pe piață în domeniul respectiv, deoarece dacă faci ceea ce îți place, o să muncești foarte mult, necondiționat, și o să poți ajunge la un nivel de profesionalism încât o să găsești clienți, chiar dacă pe piață poate nu este o cerere atât de mare, clienți vei găsi pe piață de desfacere. Deci cam asta este ideea. Adică, în primul rând, asigurați-vă că domeniul pe care îl alegeți vă place. Adică ar fi bine să-l fi practicat în trecut, măcar un pic, ca să aveți o idee dacă e asta sau nu e asta, e al vostru sau nu e al vostru. Superb, mulțumim mult. Violeta? Aș vrea să comunic și un sfat care mi l-au dat la rândul meu părinții și au insistat spre ideea acestea, anume de a face studii cu frecvență la zi.
Într-adevăr, studenția se simte altfel când vii în fiecare zi la universitate. Ai posibilitatea să interacționezi altfel. Viața studențească decurge altfel și pentru noi acum este cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Eu sunt de acord că unii studenți vor și să muncească, dar sugestia mea ar fi să vină la frecvență la zi, să ne bucurăm împreună de tot ce ne propune și toate oportunitățile pe care ne le dă Academia. Că bine zici, banii bine reușim zici. Să facem, da, urmează să facem. Acum este momentul să studiați, să vă dezvoltați, să creșteți la nivel personal, ca mai târziu profesional să vă fie ușor. Și banii facem. Fiți studenți la zi, eu tot sunt pentru. Domnul Portărescu, de ce ar trebui să vină lumea să studieze la SEM? Eu cred că deja lumea a înțeles pentru ce să vină la ASEM, dar vreau să spun că ASEM-ul este instituția care, după părerea mea subiectivă, învață studenții în condiții reale. Și acest lucru face ca oamenii, absolvenții noștri, să se simtă confortabil în mediul de afaceri. ASEM-ul se deosebește de alte universități prin faptul că avem o cultură specifică, suntem orientați spre inovație și de fiecare dată încurajăm absolvenții noștri să obțină rezultate, orientându-i spre ceea ce le place. Fiecare alege pentru el. Este un gând care mă strădui de fiecare dată să-l spun absolvenților. Profesorii, când vă dau note, mai iartă. Concurentul așteaptă să greșești și se bucură de greșelile tale. Fiți atenți cum mergeți mai departe. Acest lucru se învață la ASEM. Iată de ce la ASEM trebuie să vină. Foarte tare! Dacă doriți să deveniți viitor businessmen și să aveți o experiență frumoasă și să știți cum să vă gestionați afacerea și cum să gestionați concurența, asemenea este locul potrivit în care vă oferă această experiență frumoasă de tânăr student. Să dați din coate, să vă manifestați, să vă prezentați calitățile, dar cel mai mult este să le dezvoltați și să creșteți altele. Am aici un comentariu și este foarte frumos, așa că am să-l pun, de la Julieta, domeniul potrivit plus competențele necesare obținute la ASEM egal cu succes, reușită și ascensiune. Frumos ne-ai spus, îți mulțumim mult celor care ne-au urmărit. N-avem decât să vă spunem, pregătiți-vă pachetul de acte, ați auzit că este simplu. Nu ezitați să aplicați la turul 2, să prindeți un loc la buget. Dacă nu ați reușit, în viață trebuie și să mai plătești, pentru că faptul că nu te-ai trezit la timp, uneori lucrurile se întâmplă altfel, dar nu rămâneți în urmă. Investiți în voi, investiți în ceea ce înseamnă dezvoltarea personală voastră și pentru ca să crești adevărați profesioniști în domeniul economiei și finanțelor, aici acasă și nu doar, aplicați ASEM. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Un domeniu foarte frumos, dar și foarte, pentru mine zic, departe. Dar îmi dau seama că acolo este enorm, enorm și iarăși enorm de multă muncă. Atenție! Și cum spunea domnul Portărescu, acolo trebuie să fii permanent în alertă și concentrat, să nu pierzi nimic. Mai e un comentariu și închidem, pentru că știu că am promis mai mult timp, dar n-avem cum. Tot Alex ne spune că da, și haideți la angajare, că avem mare nevoie de specialiști calificați. Da, viitorii specialiști calificați cresc și se dezvoltă la SEM. Nu aveți decât să vă pregătiți pachetul, să vă alegeți domeniul, iar în caz că nu știți la ce să aplicați, există acolo comisia de admitere. Deja pe Violeta o cunoașteți din live, pe domnul Portărescu spuneți că aveți relații deja din ea, ați văzut în live, adică și eu sunt sigur că o să vă ghideze și o să vă aducă la cea mai bună specialitate pentru viitorul vostru. Toate bune, seară frumoasă și aplicați ASEM. Împreună creștem și facem o seară mai bună. Viitorii economiști se nasc acolo. Pa, pa! Mulțumim!